Atacul armat a avut loc în orașul slovac Handlova, la aproximativ 150 de kilometri nord-est de Bratislava, la scurt timp după ce premierul slovac Robert Fico a participat la ședința de guvern. Atacatorul în vârstă de 71 de ani a tras mai multe focuri de armă și a fost reținut imediat de polițiști. După atac, politicianul a fost transportat de urgență la spital, unde a fost dus direct pe masa de operație. Intervenția chirurgicală a durat câteva ore, iar medicii au făcut tot efortul posibil pentru a-i salva viața. 영자 În prezent, Robert Fico este conștient, iar starea sa de sănătate este stabilă, însă medicii sunt în continuare sceptici, următoarele ore fiind critice. Nivelul de securitate la unitatea spitalicească unde a fost operat premierul slovac este extrem de ridicat, pentru a fi evitată orice altă tentativă de asasinat asupra acestuia. Un val de reacții a venit în întreaga lume după tentativa de asasinat asupra premierului Slovaciei. Premierul Marcel Ciolacu a transmis că este profund șocat de acest atac. Un mesaj a venit și de la președintele Klaus Iohannis, în care a condamnat ferm actele extremiste despre care a transmis că pun în pericol valorile europene. Mesaje au venit și de la alți lideri europeni, dar și de la secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg. Chiar și fiul atacatorului susține pentru o publicație locală că e șocat de incidentul care a cutremurat Europa. Nu am absolut nicio idee despre ce intenționa tata, ce plănuia, de ce s-a întâmplat acest lucru. Să o spunem așa, nu l-a votat. E tot ce pot spune spune despre asta. Poate că a existat un scurt circuit, nu știu, a mărturisit fiul acestuia. La scurt timp, în urma incidentului, soția atacatorului a fost însoțită de polițiști la audier după ce autoritățile i-au percheziționat locuința. Vizibil afectată, femeia și-a acoperit fața cu o revistă în momentul în care a fost scoasă din casă de oamenii legii. Atacatorul este rezident în Levițe și este unul dintre fondatorii unui club literar Duhan care activează din 2005. Acesta a scris trei volume de poezie, un roman și este membru al Asociației Scriitorilor Slovaci. În 2016, atacatorul a intrat în atenția presei când tocmai el a devenit victima unui atac. Un tânăr care s-ar fi aflat sub influența drogurilor l-a atacat, provocându-i mai multe răni. Cazul său ar fi fost mușamalizat de poliție, dar și de presa din Slovacia, susțin jurnaliștii de la Timesofnews.com. Atacatorul a înființat tot în 2016 mișcarea împotriva violenței și a lansat totodată o petiție prin care dorea să obțină finanțare. Mișcarea avea scopul de a face apel la oameni, să se opună violenței de orice fel. Cu toate acestea, tocmai inițiatorul mișcării a comis atacul asupra premierului slovac. El și-a motivat gestul prin faptul că nu era de acord cu politica guvernamentală. Nu este însă clar dacă bărbatul suferă de probleme psihice. Însă, ancheta polițiștilor slovaci urmează să stabilească cu exactitate aceste detalii. Totodată, Consiliul Național al Slovaciei a sporit securitatea membrilor Parlamentului. Vizitele în clădirea din Bratislava au fost suspendate până la noi ordine, sesiunea parlamentară este și ea suspendată provizoriu până pe 21 mai.